Îmi se ocupa slujburile și merită să spunem pentru tot ce a fost și va fi și mai departe lăudat să fie Domnul. Amen. Iubiți că din cioși, dacă cea mai mare nevoie a noastră ar fi fost nevoia de bani și de gestionarea banilor, cu siguranță Dumnezeu ne-ar fi trimis un economist. Dacă cea mai mare nevoie a noastră ar fi fost nevoia de distracție, Dumnezeu ne-ar fi trimis un actor. Dacă cea mai mare nevoie a noastră ar fi fost tehnologia, cu siguranță Dumnezeu ne-ar fi trimis un om de știință. Însă cea mai mare nevoie a noastră a fost nevoia de iertare. De aceea Dumnezeu ne-a trimis un salvator slăvit să fie numele acestui salvator care se numește Iisus Hristos. Astăzi ne vom opri la magi, la oameni care nu făceau parte din poporul evreu. Nici măcar nu și-au imaginat că împăratul iudeilor poate fi vreodată împăratul lor. Și totuși oamenii acestia, aceștia au făcut câteva lucruri ca să aibă o închinare adevărată. De trei ore apare în textul pe care fratele Dorul a citit termenul acesta închinare. De fapt, bătălia în univers până la urmă se dă pentru închinare. Atât diavolul cât și Dumnezeu doresc închinarea noastră. Și cel la care îi oferi închinare, de fapt îi oferi și ascultare până la urmă, nu? Vă mai spun ceva. Diavolul se mulțumește cu o singură zi pe săptămână să-i o dai lui. Și șase poți să-i le dai lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se mulțumește cu șase. El vrea totul. Iubiții mei, apare închinarea ca și intenție. Versetul 2, Matei 2 cu 2 i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Apare închinarea de pe buze, din partea lui Rod. Când îl veți găsi pe prunc, dați-mi și mie de știre, ca să vin și eu să mă închin. Și mai apare închinarea ca și act. Singura închinare până la urmă care contează, versetul 11, au intrat în casă magii, au văzut pruncul cu Maria, s-au aruncat cu fața la pământ și ei s-au închinat. Haideți să ne uităm astăzi cum arată închinarea adevărată. Că dacă întrebe astăzi pe orice om care merge la biserică, spune, mă, mă duc să mă închin. Dar oare în urma actului de închinare se vede și o viață de umblare cu Dumnezeu zilnică? Sau când se încheie sărbătoarea, se încheie și închinarea? Iubiții mei, în primul rând, închinarea adevărată are ca scop închinarea închinarea adevărată are ca scop închinarea. Dacă vă uitați la margea aceștia, ei n-au venit să-și facă fotografii cu pruncul sau cu iezlea. Foarte mulți tineri acum în România, nu știu cum e în Austria, spun, mă, mergem la primărie, oriunde de ori or, or, merg în țară acum, Craiova, Timișoara, Arad, București, toți primarii au investit câteva mii de euro în brat și în niște lumini. Mergem să facem niște fotografii, mergem să vedem cum arată decorul, luminițele, Uitați, oameni, aceștia au spus: mergem, dar scopul nostru este să ne închinăm. Și vestea pe care vă dau foarte bună este că Dumnezeu răsplătește și binecuvintează pe cel care vine întotdeauna în prezența Lui cu dorința să se închine. Ieremia 29, cu versetul 13, spune profetul aici ceva foarte frumos: Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Dacă scopul tău este închinare, îl vei găsi pe Iisus. În vremea nașterii lui Iisus erau în Palestina aproximativ 2 milioane jumate de evrei, din care 600 de mii erau la Ierusalim. Nu vi se pare ciudat că doar o mână de oameni, magici și păstorii, au mers să îi se închine? Exact la fel este și astăzi. Găsim milioane de români care sărbătoresc un praznic, care își fac poză cu moșul sau cu bradu, care își dau cadouri unii altora, dar ce puțin sunt oamenii care se închină cu adevărat. De ce ai venit la biserică în seara aceasta? Un tânăr merge la preotul parou și îi spune, Părinte, eu nu mai vin în viața mea la biserică. Niciodată. La care preotul îi spune, Poți să-mi spui care este motivul? Tânărul îi răspunde, Păi, am văzut aici o femeie care bârfește despre altă femeie, domnul din față se încurcă când citește cei din cor se ceartă în continuu, în timpul liturgiei oamenii stau pe telefon fără să mai aducă în discuție că unii în afara bisericii nu mai ies ca la biserică. Preotul îi răspunse, ai dreptate! Dar înainte să părăsești definitiv biserica, fă-mi o favoare. Iată rog paharul ăsta plin cu apă și înconjoară de trei ori biserica fără să vergi nicio picătură. După aceea poți să pleci. Doar atât? Doar atât. Când a terminat preotul l-a întrebat, în timp ce înconjurai biserica cu paharul în mână, ai observat o persoană care bărfia pe altă? Nu. Ai văzut persoane care butunau telefonul? Nu. Știi de ce? Erai concentrat asupra paharului pentru a nu vărsa apă. Vezi? În viața noastră e la fel. Când inimile noastre se concentrează pe Isus Hristos, nu mai avem timp să ne uităm la greșelile altora? Cei care părăsesc biserica din cauza creștinilor ipocriți, cu siguranță că niciodată n-au intrat în ea pentru a se închina lui Isus. Iubiții mei, în seara aceasta vă mărturisesc că nici măcar n-am venit să predic. Am venit să mă închin în fața celui care merită toată închinarea. Tu pentru ce ai venit? 2. închinarea adevărată depășește orice obstacol. Au avut foarte multe obstacole magii aceștia. În primul rând, veneau de la o distanță foarte mare. Unii spun că din Persia, alții din Babilon, 800 de kilometri, 1000 de kilometri, alții spun chiar mai mult. Nu știu câți dintre noi am venit de la 1000 de kilometri în seara aceasta. Dar atunci când îți dorești cu adevărat un lucru, faci orice să-l obții. De fapt, problema nu e distanța, ci inima, știți? Inima noastră. Apoi o altă piedică care au avut-o probabil că a fost vremea. Nu cred că au avut o vreme totdeauna favorabilă. Mai sunt persoane care spun, măi, eu zic, eu mă uit pe live ca afară, am văzut că începe să ningă. Slăviți să fie, Domnul zice că stau acasă și e fain că mai mult canalul. Hai să vă spun cum e pe live. Dacă ești bolnav, vei vine și pe live. Numai că tu muți cursorul și în două ore ai văzut, într două minute ai văzut tot ce a fost aici în două ore. Ascultați-mă. Una e să auzi și alta e să te închin. E diferență. Iubiții mei, indiferent cum e vremea afară, eu vă spun sincer, când mă întâlneam cu viitoarea mea soție, nu mă uitam să zic, mă, ce fain că plouă astăzi, nu ne întâlnim. Am scăpat. Nu. Dar și dacă ploua, că-ți lua trei umbrele, îți pe și pe Nu conta. Indiferent ce piedică, de ce? Pentru că iubeam. Dacă îl iubesc pe Iisus, voi depăși și piedica vremii. Și voi veni la biserică, nu doar la Paște și la Crăciun, ci în fiecare... De fiecare dată când din slujba aici, Doamne ajută-ne lasă. O altă piedică este confortul. Probabil că nu au avut hotel de 4 stele, nici încălzire în scaune sau ventilație cu auto pe 22 de grade. Nu cred că au avut. Nu cred că au avut un confort absolut deloc. loc, nici cea mai bună mâncare, nici apă caldă la duș. Apoi timpul. De ce au zis Irod, ucide toți copiii de la 2 ani în jos? Pentru că Irod a făcut niște calcule. Dacă ăștia au pornit de acasă, o fi durat un an și ceva, poate chiar doi. Să meri un an și ceva, chiar doi, pentru un prunc? Și eu zis, da, pentru că ăsta e un împărat, nu e orice prunc. Ăsta e Dumnezeu care coboară din ceruri și care ia trup. Și merită închinarea noastră, timpul, cheltuiala, cheltuiala. S-au cheltuit ăștia. Da să mă să fi plecat de acasă un an, jumătate, doi, să n-a pus să lucrezi, de unde faci rost de bani? Știți ce am observat? Când iubim, nu ne mai uităm la bani. Nu ne uităm cât cheltuim. O fost finala campionatului mondial, să nu credeți că m-am uitat la ea, dar eram în aeroport undeva exact când era finala. Cred că o și pierdut câțiva avionul, așa de concentrați erau pe, pe, pe transmisie. 14.000 de kilometri au făcut suporterii Argentinei ca să ajungă la un singur meci. 14.000 de kilometri. Și unii stau pe stradă cu biserica și spun, e cam departe biserica, zice. Nu știu dacă ajung să zarar, de zice. Iubiții mei, când iubim, nu e mai uităm cât cheltuim. Nu ne mai uităm la distanță, la vreme. Hai să vă mai spun o piedică. Dezinteresul altora. O ajuns la Ierusalim, o veni preoți și au uitat în lege și au zis, da, Mica, cu 700 de ani în urmă, cu 28 de generații în spate, au spus că la Betleem. În fața a doua la dreapta, zice încă două străzi, dar prima la stânga, dar da, voi nu veniți. Nu zice, cum nu? nu mereu zice. Nu are să merem. Păi, auzi, dar da, împăratul vostru. O fi, da? Nu. Dacă nu mereu rău, nu, nu mereu nici noi. Mereți voi, zice. Să vezi pe alții dezinteresați. Și totuși să nu te oprească nici lucrul ăsta. Să continui să mergi. Iubiții mei, în Evrei 12 cu 1, este un verset care să știți că de multe ori mă mișcă și mă face de multe ori să nu rămân acasă niciodată când e slujbă la biserică. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un or așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică. De ce? Voi nu-i vedeți pe martorii ăștia. De-a lungul celor șase mii de ani, Dumnezeu o strâns martori. Când ne va pune în ziua judecății în față, ne va închide gura la toți. Oameni care cu sacrificii, cu cheltuiele enorme, cu dureri, cu boli, cu probleme, au mers la închinare, au mers la rugăciune, au mers în slujire, au mers la evangelizare, au făcut tot ce pot. Și ei se uită la noi și noi suntem cu gielu și zice, nu, nu cred că mă duc astăzi. Noi cu mașină confortabilă, noi la costum, noi la condition. Și au zis aici apostolul, vedeți că sunt niște marturi care vă văd. Iubiții mei, Poți oare să depășești și putem oare să depășim orice obstacol ca să venim la închinare? Era luna decembrie 2015 și am fost sunat de un frate pastor din județul Caraș. Și mi-a spus frate Cristi pe 19 ianuarie 2016, pentru o zi de săptămână, vrem să facem o evangelizare. Dar au zis, vreau să fiu sincer cu tine de la bun început. Suntem numai 10 oameni. Acum, dacă să vii până acolo și să-mi spui că suntem puțini, mai bine spune la telefon că suntem puțini. Să frate, dacă am liber pe calendar, eu mă duc. Că -s 10, că -s 100, o să domnul că el de la 2 în sus mere. Pot să mă duc și de la 10, nu? Când am ajuns și am intrat în biserică, erau 30 de persoane. Am dat cu cotul, așa încet, frate, păstor, de unde sunt încă 20? 20 de oameni pe care nu i-am cunoscut, păreau prieteni. Și o zis, frate Cristi, de când am anunțat în biserică că o facem evangelizare, zice, avem la noi o soră care are undeva la 70 de ani, sora Leana. Și sora Leana, de când a auzit că se face evangelizare, de acum de vreo două săptămâni, s-a apucat să o îmbrăca bine că e bolnavă, are probleme cu, cu, cu tensiune, are probleme cu, uh, cu, cu sângele care merge la picioare, nu, are multe probleme. Și o la ciorap groș. Și au început să meargă de în poartă în poartă cu bastonul ei și la fiecare poartă bătea cu bastonul. Oamenii știau că e vecină cu ei, de milă ieșau afară. Doamna Do 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 Leana, aveți nevoie de zahăr, ulei? E o problemă? Și au zis, n-am nevoie de nimic. O să fie o seară la noi la biserică când împăratul împăraților se va prezenta. Vă rog, zice, vă rog frumos să veniți dumneavoastră. O veni numai de gura ei. De 80 de case au venit vreo 20 de oameni. Iubiții mei, am plecat acasă mișcat, am plecat acasă mirat. Pentru că femeia aceasta o depășit orice piedică, nu doar să vină ea la închinare, să mai ia și pe alții. De ce? Pentru că atunci când vrei să te închini, depășești orice obstacol. 3. Ce mai învăț despre închinarea adevărată? Închinarea adevărată, iubiții mei, întotdeauna rămâne sub autoritatea Scripturii sub autoritatea Scripturii. Dacă observați ceva interesant la marci, steaua nu a fost mai importantă decât Scriptura. Steaua doar i-a călăuzit la locul despre care Scriptura vorbea cu 700 de ani înainte. Și ce pățim în România? O grămadă de mesaje telefoane. Domnul pastor, am văzut o arătare. Am avut un vis. Mă ieșit în față o pisică, zice. ce? nu știu, să fie un semn, o superstiție. Și tot felul de semne, tot felul de arătări și oamenii nu știu să facă diferența între ceea ce vine de la Dumnezeu și ceea ce vine dintr-o superstiție sau de la diavol. Iubiții mei, vreau astăzi să învățăm ceva de la magi. La Irod și la preot, nu li s-au arătat steaua pentru că ei aveau Scriptura. Foarte mulți oameni zice, mă, eu nu citesc Biblia, dar stau să văd, poate Dumnezeu mă arată ceva. Descrie Biblia și Dumnezeu îți va arăta ceva. Asta e provocarea mea pentru dumneavoastră în această seară. Să nu plecăm de aici doar cu un concert frumos, doar cu un cântec frumos. De astăzi până în ziua morții tale, Dumnezeu îți poate vorbi în fiecare zi cu o singură condiție. Doar să deschizi cartea. O zis, Ianis, băiatul meu, că șapte ani, când a făcut șapte ani, tate, zice, nu-mi cumperi și mie o Biblie, am învățat să citesc. Și a intrat soția pe între el, a dat comandă, a venit curierul, a scos Ianis Biblia ta, ce îmi scrii pe cartea asta? Vă dați mi că, stai și te gândești, mă, la pruncul tău, ce să-i pe carte? Și am amintit de cuvintele lui Moody. Moody a spus așa, cartea aceasta te va îndepărta de păcat. Sau păcatul te va îndepărta de cartea aceasta. Iubiții mei, Biblia spune în Ioan 5 cu cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică. Dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Salmul 119, 105, Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Când au plecat la Betleem, când au ajuns la Betleem, steaua s-a dus. Am o veste bună, Scriptura a rămas. După 2000 de ani încă mai avem Biblia. Dacă, do dacă dorești ceva pentru țara noastră și pentru Austria, este să pună mâna oamenii pe Scriptură. 4. Închinarea adevărată, iubiții mei, îl are întotdeauna în centru pe Iisus. Putem spune amin? închinarea adevărată și vreau să afișez Matei 2 cu 11 și versetul ăsta să ne rămână în cap toată viața. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și li s-au închinat. Uitați ce, ce bine subliniază. Magii nu s-au închinat Mariei, magii nu s-au închinat lui Iosif, spunea cineva recent care au aflat că de moș Miculaș nu le-am pus nimic la pruncii mei în, în, în geamanta, în Au venit într-o zi de la școală pruncii mei și o să tati, ești un mincinos. Profesorii mi ne a spus adevărul. Tu ne-ai spus că nu există nici moș Miculaș, nici Crăciun. Dar astăzi profa ne-a spus că există. Nu mai am văzut, nici nu mai stă de vorbă cu mine prea mult. Și -o la cizmele plecat în baie direct. O freca pe ele, că dacă îl plăteam, nu frecau așa. Pregăteau cizmele. Do două în înfeții, o și scris scrisori, o pus, pus, pe geam afară, scrisoare, să vadă moș așa la noapte când trece. Zic, mă, dar cum de asta pe întuneric? Nu știu tu, zice. Nu știu, tu habar n-ai. Zic, bun, ok. Le-am lăsat să facă tot. Iubiți mei, credeți-mă că aveam bani să cumpăr ceva. Dar o să vă spun la final ceva frumos. Am zis, hai să facem ca și Elie pe Carmel. Elie s-a rugat. Am făcut o rugăciune și am zis, Dumnezeu adevărat, dacă există, să laste cizme goale și dacă moș micul aș există, să le umple. Sunteți de acord? Aleluia, Sigur suntem de acord. Dimineața, gol, păstă tot. Dezamăgire. Mulți mulți că ai fost cam dur, pastore, zice. M-a schimbat părerea despre tine. Gata. Iubiții mei, hai să vă spun ceva. Eu dorut în ziua aceea. După aceea i-am luat și am dus la Lego și le-am cumpărat la fiecare cățel și ce mă zice cineva? Cum mai putut să fie așa crud față de prunci Tu nu știi că moș micul așa e în cer și să roagă pentru noi, mă? What? Ce am zis? Tu nu știi tradiția, mă zice. Crăciunul a existat, mă. Zic, unde e în Biblie? Dar voi numai cu Biblia. Iubiți-mă, ascultați-mă. Dacă mint copiii când îți cum o să aibă încredere că le spun adevărul când îți Hai să vă mai spun ceva. Mă doare că pruncii româniei cred minciuna despre Moș Căciun și oamenii mari nu cred adevărul despre Isus. Astăzi între noi este Isus Hristos. Și iubiții mei, pe El îl avem în centru. Vreau să mai arăt ceva, pentru că o să spuneți că cineva a zice. da, bun, nu trebuie să spui Moș Miculaș, trebuie să spui Sfântul Nicolae, că ăsta a existat și e Sfânt și se roagă pentru noi. Da? Întâi Timotei 2 cu 5. Hai să vedem dacă cât Sfint să roagă pentru noi. Căci este un singur Dumnezeu și sunt 15.000 de mijlocitori. Nu. Iubiții mei, poate o să spuneți, măi, cam dor păstorul ăsta pe care l-ați invitat. Hai să vă spun ceva. Ați vrea să vă rugați 40 de ani de acum înainte la cineva care nu are niciun efect? Eu vreau să mă rog la un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Isus. Hristos. Bun, Do domnul pastor, acum ne-ai lămurit, am înțeles. Uh, bun, la moș micul aș nu putem, dar la Sfântul Petru putem. Să știi. Sfântul Petru putem. Bun, puneți rog, fapte 10 cu 25. Iubiți mei, nu vă dați seama ce e important, e mulți dintre noastre versetele acestea. O Românie întreagă, 90% să roagă, dar nu să roagă cu îi trebuie. Când era să intre Petru, Corneliu s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat. Și Petru a zis, Următorul verset. Mai jos, Cornelu, mai, mai, apleacă-te până la pământ, așa au zis? Scoală-te! Și eu sunt om! Bun, domnul pastor m-a zlămurit, dar hai să vă spun ceva. La îngeri putem. Eu cred că la îngeri putem. Pune-te, rog, Apocalipsa 19 cu 10. Apocalipsa 19 cu 10. Uitați ce spune aici despre un înger. Și m-am aruncat la picioarele lui, ale îngerului, ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt împreună cu tine și cu frații tăi slujitor care păstrează mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu închină -te. Doamne, din seara aceasta am înțeles după Biblie. Vedeți ce e important de să citim Biblia, iubiții mei? Din seara aceasta știu cui să mă închin, celui care îmi poate asculta rugăciunile. De ce e important să mă închin lui Isus și să am grijă să nu mă închin altcuiva? Iubiții mei, de când eram copil, auzeam la școală lucrurile astea. Diavolul cu coasă și cu corne. Hai să vă spun ceva. Dacă ar fi cu corne și cu coasă, nu s-ar încăina nimeni la el. De multe ori cu botox. Iertați-mă. De multe ori cu, cu, fel și fel de lucruri, fel și fel de, de, de situații și se ascunde în spate și vine la un băiat care citește Biblia și îl cucerește. Dacă ar fi cu coasă, băiatul ăla ar fugi. Diavolul nu e așa cum ne-l imaginăm noi. Diavolul, de exemplu, se ascunde în spatele banului și dacă te închin banului, vei deveni o persoană materialistă. Se ascunde diavolul în spatele puterii. Te, te închini puterii și poziției sociale, devii un om rece. Se ascunde în spatele unui idol. Devii mort ca și idolul la care te închini. Se ascunde în spatele unui fotbalist, de exemplu. O vine Ianis, într-o zi acasă, tati zice, eu ne-am cu Mbappé. Mă fugi de aici, mă zic, mă. Nu să fii neam cu... Nu, nu ți-e rușine, mă. Tati zice, eu am studiat. Dacă merg până la al șaptelea neam, noi tot suntem neam până la al șaptelea, mă, să nu te mai urmă că așa ceva, zic, mă. Mă, dar de ce n-ai spus că ești neam cu Estera din Biblie? Cu Iosif, cu Maria, cu oameni sfinți. Iubiții mei, vedeți dumneavoastră, în fața noastră, în fiecare zi, diavolul nu vine cu coasă și cu furcă. Diavolul vine cu ce ne place și oamenii se închină și se închină. Și într-o zi, tot ce a fost spiritual în ei a murit și a luat chip lucrul ăla, idolul ăla. Astăzi am o veste bună pentru voi. Dacă mă închin lui Isus, va lua Isus chip în mine. De aceea e foarte important, spune Biblia, că 34 cu 14, să nu te închini înaintea unui alt Dumnezeu, căci Domnul este un Dumnezeu gelos, dacă îl vreau pe cineva astăzi între noi, îl vreau pe Isus și vreau să mă închin lui. O sana, în noi. În, în al cincilea rând, iubiții mei, și poate asta nu o să ne pleacă de adevărat, închinarea adevărată este însoțită de deschiderea visteriilor. N-ai cum să te închini cu mâna în buzunar. Nu te poți închina să zici, băiară, vor ăștia colectă. Când magi au venit, iubiții mei, mă uit la magi, nu au venit cu gândul ce primim, Și au venit cu gândul ce oferim au intrat în casă, Matei doi cu 11, s-au aruncat cu fața la pământ, s-au închinat și apoi și-au deschis visteriile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. Și amintesc câteva visterii foarte repede. Visteria pormoneului, visteria banului. Îmi spunea cineva, frate, Cristi, ori de câte ori aveți o cauză, vă rog să mă sunați. Dar zic, de ce? Păi zice, am fost în lume și am dat la diavolul câte 800 de euro pe noapte. Că prostie lume, care nu le amintesc aici. Pe jocuri de noroc. Îmi spunea un băiat, am fost la cele mai tari cazinouri din Europa și am dat 900.000 de, de euro, am pierdut la cazinouri. Și acum să nu dau la colecte când Dumnezeu m-a mântuit? Să nu dau la un orfan, la o văduvă? Atunci când te chin, iubiții mei, n-ai cum să te închin, de exemplu, la fotbal și să nu mergi la mers. Și te costă, nu? N-ai cum să te închin la ceea ce diavolul spune înainte fără să te coste. Numai că la final diavolul îți dă iadul. Dumnezeu îți dă cerul și îți dă și răsplată. să fie în numele Lui. Visteria pormoneului. Visteria gurii. Atunci când mă închin, vorbesc despre Isus, laud pe Iisus. M-am bucurat la biserica de Lins, că am văzut o biserică care cântă. Domnul să vă binecuvinteze. Și am apreciat că s-au ales cântări care se poată cânta și biserica. Se poate să te închin. Nu? Vin, mă închin. Trag fermoarul. La gură. Nu, asta nu e închinare. Atunci când te închini, din toată inima o faci. Din, din, din gura ta ies, ies cuvinte de laudă. Visteria brațelor deschise, a mâinilor care pun și ajută pe cineva. În urmă cu 10 ani, când m-am mutat la Deva, 2013, am văzut ceva interesant. Am văzut că o soră la fiecare serviciu de binecuvântare de copil vinea cu o plăsuță și merea la părinți și spunea numele Domnului 10. Mă, am zis, cred că îți nepoții ei. Apoi am văzut că se repetă gestul ăsta. În 2015 i-am spus soții ei. Am dus al treilea copil la binecuvântare. Dacă vine și la noi, eu deschid primul cadou al ei. Să văd ce a pus acolo femeia asta. Era o soră de iubiții mei bolnavă. Îi curgeau ochii în continuu. De multe ori ieșea din biserică, merea la baie să se spele pe față, să, să, șteargă. Și am zis, mă, așa am judecat eu, iertați-mă, mă fac vulnerabil. Ce poate o femeie bolnavă să ofere? Avea să-mi dea Dumnezeu o lecție. În 2015, undeva pe luna mai, când am avut bine cuvântare, au venit și la noi acolo în față, pe prima bancă, și au zis, pentru pruncul vostru, numele Domnului, zice. M-am dus acasă, primul cadou pe care l-am desfăcut -o, a fost a ei. Și am găsit un costumaș tricotat manual din cap până în picioare. Mă zic, dar cum o femeie care o bătuțara asta la doctor în lung și în lat, o femeie care îi bolnavă, tricotează, dar nu avea nicio obligație să vină la mine sau la alții. Dar nu avea Și și o înțeles femeia asta. Că vine ziua când va pleca din viața asta. Dar vreau să rămână ceva în urma mea. Ultimul mesaj pe care l-am pe telefon aici, pe bancă, e de anul trecut. 3 decembrie, sâmbătă seara, frate pastor, am auzit că și mâine îți dau o binecuvântare. Ce o să fie? Băiat, fată, cine o să fie? Și am zis, al șaptelea copil al meu, un băiat și o fată a treia de la o familie. N-aveam de unde să știu că va fi ultimul mesaj din partea ei. O veni ca de obicei, dar noi ne-am obișnuit cu ea. Știți că după ce te obișnuiești cu binele, nici nu mai saluți. O venit, o dat, mulțumim, hai că mai sunt și alții, zic. O plecat. După vreo trei săptămâni și acum parcă văd, a patra bancă la noi la biserică, tot timpul ea era pe margine. Și am văzut că nu mai, am văzut că e locul gol. Și a zis, de Cornel, dar unde e sora Ioana? Că știți ce vreau să vă spun, dacă prezența ta nu e remarcată, nici absența ta nu va fi. O să-ți că este la spital să îmbolnăvesc și oamenii care fac bine la alții. Asta mă doare. Că dacă să îmbolnăvesc ea care bagă cuțitul, care jură, care blastă, poate nu mă ar așa tare. Dar să îmbolnăvesc ea care fac bine. Apoi mai trecut vreo două, trei săptămâni, o dus -o la reanimare, apoi mai trecut două, trei săptămâni, eu am că își revine. Și nu m-a primesc cu un telefon, Poți să vii la mormântare. M-am dus în partea stângă, erau surori care plângeau. Știau, deci știam de ce plâng. Știam. Fiecare din surorile alea avea acasă un costumaj făcut de sora Ioan. Iubiții mei, parcă ne pleacă oamenii ăștia. Și avem și noi ca și voi, transmisie live, mixer frumos, condiții. Dar știți ce dă bucurie părtășilor noastre? Când vezi oameni care nu-și permit dar totuși se sacrifică. Aleluia. Când vezi oameni care vin la închinare și zic, măi, eu n-am venit, zice, n-am venit, eu am venit să, eu vreau să mă coste ceva, zice. Bine, eu zic, în caz sora Ioan, o să pleci. Și o să plec și eu. Am un gând pentru voi, că am participat la mormântări. Poate nu la așa multe ca de dor, dar am participat. Trăiți să vă în așa fel ca păstorii să nu exagereze la mormântarea noastră. Vine o zi când o să pleci și când voi pleca și eu. Închinarea adevărată îl mișcă pe Dumnezeu pentru că este însoțit de deschiderea visteriilor. Galaten 6 cu 10. Așadar cât avem, vine o zi când nu o să mai ai prilej. Cât avem prilej să facem bine la toți. Dar de ce? Că Maria Tereza în India s-a apropiat de leproși, îi pansa, îi schimba, îi spăla uneori și a venit un reporter la cravată, la papion, frumos, costum, o stă la distanță. Și a zis, Doamna Maria, nici pentru un milion de dolari n-aș face ceva acest dumneavoastră. Să pun mâna pe ăștia. Și a zis, Maria, pentru un milion n-aș face nici eu, pentru Iisus să fac. Iubiții mei, tot ce vedeți aici în seara asta s-a făcut pentru Iisus. Fiecare ban care s-a dat s-a făcut pentru Iisus. Fiecare sandwich. Că știți ce mă gândeam astăzi, uitându-mă la oamenii ăștia și la zece de copii care le aveți poate sucere de prunci. Că dacă părinții vreau să crească câini și pisici să nu se deranjeze, numai că și-au prunci, nu? Dar fiecare sandwich care îl pui la școală copilului tău, e pentru Isus. Te-ai că faci temele la școală, la matematică, poate cu un viitor moise. Cu o viitoare estera. Pentru Isus. Că mă închin, dar vreau închinarea mea să mă coste. 6 și 7 și închei. 6. Închinarea adevărată are ca rezultat schimbarea drumului vieții. Amen. Matei 2 cu 12. În urmă, vedeți interesant, foarte interesant. Nu au visat înainte să intre în fața pruncului, nu au visat înainte să se închine, nu au visat înainte să-și dea visterie. Știți când au visat? La urmă. După ce au făcut pașii ăștia, au fost înștiințați de Dumnezeu în vis. Vedeți, până să se închine, au avut nevoie de preot și de erod. După ce s-au închinat, Dumnezeu le-a vorbit direct. Ce frumos! Asta poate face și Dumnezeu cu noi din seara aceasta. Măi nu mai am nevoie de unul și de altul. Tă sunt pe unul, pe altul, nu știu. Nu! Acum, de asta, Dumnezeu îți poate vorbi direct. Până în Biblie, până în vis, până cum vrea El. Au fost încinsați de Dumnezeu să nu mai dea pe la Irod. Știți, și o zis Irod, mereți căutați, dacă îl găsiți, spuneți: Încă mă închin și eu. Cu sabie. Cu sabie. Hai să vă spun ceva foarte important. Dacă se întârceau pe la Irod în ziua aceea, pruncul Isotas, Isus ar fi fost omorât. Irod reprezintă diavolul și sistemul lumii. În seara aceasta, peste câteva minute, te vei întoarce acasă. Dacă te întorci pe la Erod, toată predica și cântările acestor oameni o să fie omorâte. Tot ce s-a semănat în inima ta despre Isus va fi omorât. pune te rog, un verset din Biblie, Luca 8 cu 14. Să vedeți ceva important despre drum. Sămânța care a căzut între spini îi închipuie pe aceia care după ce au auzit cuvântul, e gata, predica, biserica e liberă, își văd de drum. A, deci nu ca magii. Nu, nu, nu. E mărtă pe drumul lor. O venit de la minciună, au ascultat un concert și au zis, au fost fain. Mai înapoi la minciună. Doamne, în seara aceasta fă o schimbare. Nu vreau să mai învăd de drumul meu, vreau să mă duc pe drumul pe care a spus Dumnezeu să mă duc. Asta e închinarea adevărată. Închinarea adevărată îți schimbă drumul vieții, un drum nou. Pentru că toți i-ar spunea, poți rosti numele lui Isus de mii de ori. Dacă nu calci pe urmele lui, numele lui nu va însemna nimic pentru tine. Și în ultimul rând, închinarea adevărată, iubiții mei, este închinarea ca și mod de viață. Știți, închinarea adevărată, iubiții mei, nu ține cont de un loc anume, nici de un mod anume. Închinarea adevărată, ci de un mod anume, nu de un loc anume. Închinarea adevărată, spune bine, să fie în Duh și în adevăr. Cât că magii au plecat, dar au plecat schimbați pentru totdeauna. Și au plecat cu această concluzie în minte. Împăratul iudeilor o veni și pentru noi. Dacă nu venea pentru noi, n-avea rost să ni se Iubitul meu, Isus Hristos a venit pentru fiecare persoană prezentă în sală. Vreau să te provoc la finalul acestui mesaj. Să te gândești. Cui te-a închinat până astăzi? Știți? Dacă mă închin la Isus de astăzi, voi dori să fac ce spune Iisus. Și cei care se închină lui Isus vor fi cu Dumnezeu o veșnicie în cer. Oare câți vom conștientiza și vom înțelege că ori de câte ori ne plecăm pe genunchi, facem cel mai mare gest din Univers, recunoaștem existența lui Dumnezeu și recunoaștem că El poate guverna peste viața noastră. Și în momentul când mă închin lui, nu mai gândesc ce vreau eu, ce ce vrea El, nu mai vorbesc cum vreau eu, ci vorbesc cum vrea El nu mai fac ce vreau eu, ci fac ce vrea El. Pentru aia m-am închinat. Dacă nu rămâneam cu mâna în buzunar, în picioare, indiferent. Irod o cum mai departe după nașterea Domnului, ce-o vrut el, preoții și cărturare, ce-o vrut ei, magii și păstorii, nu mai au făcut ce-o vrut ei. Iubiții mei, vă doresc din toată inima, nu doar sărbători fericite, ci o viață cu Dumnezeu fericită. Și dați-mi voie să închei cu o poezie care îmi place foarte mult. Poate poezia asta va spune într-un minut ce n-am spus eu într-o predică. Vă rog să fiți atenți la ea. Și veți găsi scopul pentru care Isus a venit în lumea noastră. Și poezia spune și a fost Isus copil. Fără leagă. Fără slavă. Și în ființa lui firavă o pătruns fii de cer. Și a fost Iisus copil ca să aibă toți copiii dat în cer. Și a fost Iisus sărac. Se uitau cu milă baci cum iarteau pe față macii. Cel mai trist dintre copii. Și a fost Iisus sărac ca să aibă toți săracii bogății. Și a fost Iisus flămând și plângea din albul pânzii, cum plâng miei în zor plăpânzii, cu alor ochi urați. Și a fost Iisus flămând ca să fie toți flămânzii săturați. Și a fost Iisus un miel ce îl pândeau pe afară lei și din culmile iudei și în pustiul arzător. Și a fost Iisus un miel ca să aibă în el toți miei un pastor. Aleluia. Și a fost un rob Iisus. Sus slujind împărăția. Jos la Iosif și Maria. Lumi întregi s-a dat răpus ca să avem și noi robia Sin fiere a Luis Amén.